Dar astăzi avem o lege a educației modernă care reformează sistemul. Este și meritul Organizației de Femei a Partidului Democrat Liberal. Și am să vă explic de ce. Domnul ministru, atunci când era membru Comisia Prezidențială pentru Reforma în Educație, domnul ministru a mers în fiecare organizație a Partidului Democrat Liberal, cu sprijinul Organizației de Femei a Partidului Democrat Liberal, și a explicat ceea ce lucra în Comisia Prezidențială și întreaga Comisie, ce propunea ca viziune pentru reforma sistemului de educație. Și Organizația de Femei l-a sprijinit pe domnul ministru pe tot parcursul reformei pe care a început-o. Din acest motiv, repet, Organizația de Femei are rezultate. Organizația de Femei este un actor important în reforma sistemului educațional din România. Este o realitate, doamnelor, și pentru asta cred că merităm aplauze.